Victor Ponta arat cu degetul analfabeticii și sublinierei incompetenții din fruntea PSD, România se mulcume subliniere te să rămân prizonier. România se mulcume subliniere te să rămân prizonier a scandalurilor întreținute la televizor, în timp ce problemele reale sunt trecute cu vederea, consider fostul premier Victor Ponta, într-o postare publicată, duminic, pe pagina sa de Facebook. România se mulcume subliniere te să rămân prizonier a scandalurilor zilnice întreținute la televizor cu bani publici, statul paralel, Dragnea sublinierei covesii, Vanghelie sublinierei discursuri guvernamentale citite de pe foaie. Ce bine ar fi dacă am putea să deschidem ochii sublinierei să ne uităm la ce se întâmplă în Europa sublinierei în lume. Pentru ce viața noastră de zi cu zi va depinde de aceste lucruri, dar noi ne-am obi subliniere nuit să fim prostici sublinierei manipulați sau să spunem ce nu avem ce face, se arată în postare. Ponta afirmă că inclusiv problemele interne sunt trecute cu vederea, cea mai mare inflație din UE, cele mai multe decese din cauza gripei, cea mai mic rat de absorbție a fondurilor europene, cele mai mici investiții, cel mai mare deficit al balanței comerciale, 13 miliarde euro scoase din card doar în 2017, etc. Între timp, Angela Merkel sublinierea Emmanuel Macron au pornit reconstrucția Uniunii Europene, un plan ambicios dar complicat. Opinia mea sublinierei adiez pro-România este ce cara noastră ar trebui să fie implicat cât mai repede sublinierei cât mai mult în acest efort, iar decizia lui Liviu Dragnea sublinierei a partidului său de a duce România la remorca Ungariei este o mare eroare, consider Ponta. El mai spune că România va fi lovit de lupta Comisiei Europene contra gigancilor IT, deoarece cara noastră a dezvoltat în ultimii ani acest domeniu, în timp ce taxele vamale impuse de presubliniere din Donald Trump vor afecta investițiile în infrastructuri de care are România are nevoie. Dacă PSD a fost confiscat de Dragnea sublinierei are în frunte doar analfabeci sublinierei incompetenți, dacă PNL nu este în stare să scape de popul sublinierei sublinierei impostori, este oria subliniere oportunitate pentru Diez Pro-România să vin cu analize, proiecte sublinierei soluții referitoare la aceste chestiuni care vor influența viața noastră în viitor. Mai scrie Ponta.